Bine ați revenit la întrebări. Să revedem întrebarea cu numărul 100. Văzută de sus, cutia arată așa și după cum vedeți, distanțele dintre oglinzi sunt 100 cm, respectiv 91 de cm. Fundul cutiei este în poziție perfect orizontală și la un moment dat o rază de lumină, desenată cu roșu în desen, intră în cutie printr-un mic orificiu în muchia care pe desen este în stânga jos. Această rază face unghiuri de exact 45 de grade cu laturile cutiei și este perfect orizontală. Care detector va da semnalul sonor de detecție? Am fost surprins, plăcut surprins, să constat că unii au vrut atât de mult să găsească răspunsul la această întrebare, încât au desenat reflexiile razei de lumină până când aceasta a ajuns la una din muchiile cutiei sau au calculat coordonate după coordonate ale punctelor de incidență ale razei cu oglinzile până când au găsit coordonatele colțului în care cade în final raza. Da, sunt metode de rezolvare și uneori singura posibilitate de a găsi răspunsul poate fi una dintre aceste metode, așa că nu strică să le exersăm din când în când. Îi asigur pe cei care au făcut acest lucru că nu l-au făcut degeaba. Orice rezolvare e mai bună decât nicio rezolvare și, așa cum am mai spus, nu știm niciodată care metodă ne va fi de folos în viitor. Dar în cazul nostru există o metodă mai simplă de a afla răspunsul și asta pentru că unghiul de 45 de grade este un unghi special care simplifică mult rezolvarea. Să presupunem că am desenat o grilă care ne arată coordonatele punctelor prin care trec razele de lumină, așa cum vedeți în desen. Considerăm că punctul prin care raza intră în cutie are coordonatele 0, 0. Observați, vă rog, coordonatele X și Y ale primelor puncte prin care trece raza. Ele sunt 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 și așa mai departe. După cum vedeți, datorită unghiului de 45 de grade, coordonatele cresc amândouă de fiecare dată cu 1, ceea ce înseamnă că sunt de fiecare dată fie amândouă pare, fie amândouă impare. În continuare, voi spune oglinda de sus și oglinda de jos, pentru că așa apar ele în desen, dar nu uitați, oglinzile sunt pe pereții interiori ai unei cutii. Ce se întâmplă când raza suferă o reflexie pe oglinda care în desen se găsește sus? După reflexie, coordonata X crește, iar coordonata Y scade, așa că primul punct prin care va trece raza, care apare în grila noastră de coordonate, va avea coordonatele X plus 1, respectiv Y minus 1. Dar vă amintesc că în punctul de incidență, cele două coordonate erau fie amândouă pare, fie amândouă impare. Înseamnă că această caracteristică se menține după reflexie. Pentru că indiferent dacă la un număr par adunăm sau scădem 1, el devine un număr impar. Și invers, dacă la un număr impar adunăm sau scădem 1, obținem un număr par. Coordonatele rămân amândouă pare sau impare și după reflexiile pe celelalte oglinzi, pentru că unghiul de incidență fiind 45 de grade, reflexiile nu fac decât să schimbe creșterea unei coordonate în descreșterea ei sau invers, dar întotdeauna din 1 în 1. Acum putem să generalizăm. Să spunem că în momentul reflexiei pe oglinda de sus, coordonatele sunt X respectiv Y și știm că sunt fie amândouă pare, fie amândouă impare. Dacă sensul razei noastre este dat de săgețile din desen, după reflexie X continuă să crească, iar Y începe să scadă. Deci următorul set de coordonate va fi, așa cum am mai spus, X plus 1, Y minus 1. Dar asta înseamnă că dacă X și Y au fost pare, ele sunt acum amândouă impare. Iar dacă au fost impare, ele sunt acum amândouă pare. Acest lucru este adevărat pentru oricare reflexie, pentru că o pereche de coordonate XY este urmată după reflexie de una din perechile pe care le vedeți scrise în funcție de oglinda pe care s-a produs reflexia.
Putem avea astfel, așa cum ați văzut, x plus 1, y minus 1, dacă avem reflexie pe oglinda de sus, sau x minus 1, y minus 1, pentru o reflexie pe oglinda din dreapta, sau x minus 1, y plus 1, dacă reflexia se face pe oglinda de jos, și x plus 1, y plus 1, dacă reflexia se face pe oglinda din stânga. Dar în toate cazurile, coordonatele vor fi amândouă pare sau amândouă impare și după reflexie. De fapt, acest lucru este adevărat și dacă schimbăm sensul de propagare al razei de lumină, deci indiferent pe care oglindă are loc reflexia și în ce sens se propagă raza de lumină. Așa că, dacă o rază de lumină intră în cutie printr-un punct care are ambele coordonate pare, cazul nostru 0, 0, sau ambele coordonate impare, și dacă raza face 45 de grade cu oglinzile, atunci punctele prin care va trece raza după oricâte reflexii vor avea întotdeauna fie ambele coordonate pare, fie ambele coordonate impare. Și puteți verifica acest lucru citind câteva coordonate din acest desen. Nu uitați, această proprietate a coordonatelor apare datorită unghiului de 45 de grade și nu este adevărată pentru orice unghi. De pildă, pentru alt unghi, s-ar putea ca în timp ce X crește cu 1, Y să crească cu 2. Și atunci lucrurile se schimbă. Din par-par sau impar-impar, ajungem la par-impar. Am aflat deci că punctele din grila noastră, prin care trec razele de lumină, au coordonatele fie par-par, fie impar-impar. Dar coordonatele colțului A, colțul din stânga sus, sunt x egal cu 0, y egal cu 91. Iar coordonatele colțului B, colțul din dreapta sus, sunt x egal cu 100, y egal cu 91. Deci niciunul nu îndeplinește condiția necesară pentru ca raza de lumină să ajungă vreodată acolo. În schimb, coordonatele colțului C, colțul din dreapta jos, sunt x egal cu 100, y egal cu 0. Adică sunt amândouă pare. Deci acolo va ajunge până la urmă raza de lumină și acesta este răspunsul corect. Raza va fi detectată de detectorul C. Ceilalți doi detectori sunt inutili. Dar dacă niciunul din colțuri nu îndeplinește condiția necesară pentru coordonate, ce se întâmplă cu raza de lumină? Se reflectă veșnic? Cu această întrebare am încercat să vă păcălesc, pentru că din trei colțuri ale unui dreptunghi, cel puțin unul are coordonatele de forma par-par sau impar-impar, indiferent care sunt dimensiunile dreptunghiului. Deci, până la urmă, colțul în care ajunge lumina depinde de raportul lungime-lățime. Ar mai fi o întrebare interesantă, câte reflexii face raza până să ajungă în colțul C? Vă las să încercați să găsiți o metodă generală în funcție de dimensiunile dreptunghiului pentru a găsi numărul de reflexii. Dacă reușiți, vă rog să mi-o trimiteți și o voi prezenta într-unul din videoclipurile din această serie. Și acum, întrebarea cu numărul 101. Întrebarea cu numărul 101 este o versiune modificată a mai multor întrebări asemănătoare, de origine necunoscută, cel puțin pentru mine, care circulă de mai multă vreme pe internet. În întrebarea prelucrată și adaptată de mine pentru seria Să ne gândim, este vorba despre o fabrică de globuri din plastic, globuri care arată cam așa cum vedeți aici. Ele sunt scumpe pentru că sunt făcute dintr-un plastic special și umplute cu diferite gaze pentru a fi folosite pentru cercetări în diferite laboratoare. Magazia acestei fabrici are locuri de depozitare foarte înalte cu rafturi, așa cum vedeți în desen. Rafturile încep de la o anumită înălțime și sunt în număr de 100.
La un moment dat, fabrica începe să producă un nou tip de globuri, așa că trebuie făcut un test de rezistență la cădere. Primești misiunea de a afla care este raftul cel mai înalt de pe care poate cădea un glob fără să se spargă. Și pentru testare primești doar două globuri, pentru că, v-am spus, sunt scumpe, pe care urmează să le faci să cadă de pe diferite rafturi. Înainte de a vă pune întrebarea, trebuie să știți următoarele lucruri. Toate globurile au aceeași rezistență. Ai voie să spargi în timpul testării ambele globuri. Dacă un glob cade și nu se sparge, el poate fi folosit pentru o nouă încercare și așa mai departe. Deci un glob nu devine mai puțin rezistent pentru că a căzut, cu condiția, bineînțeles, să nu se spargă. Dacă un glob se sparge când cade de pe raftul N, asta înseamnă că s-ar sparge dacă ar cădea de pe oricare din rafturile superioare lui N. Dacă un glob nu se sparge atunci când cade de pe raftul N, asta înseamnă, evident, că nu s-ar sparge nici dacă ar cădea de pe un raft inferior lui N. Și acum, dacă știți toate astea, pot să vă pun cele două întrebări, pentru că, de fapt, sunt două. Prima, care este cea mai bună strategie pentru a minimaliza numărul de încercări? Și a doua, care este numărul maxim de încercări necesare pentru a afla, repet, cel mai de sus raft de pe care pot cădea globurile fără să se spargă. Mulțumesc pentru atenție, succes! La revedere!